Concursul județean de logică și geoeducație regională și de mediu a continuat ieri cu a doua probă, cea practică. Astfel, de Ziua Pământului, elevii participanți la acest concurs au luat parte la o acțiune de plantare de pomi în localitatea Călui. Sub îndrumarea profesorilor și cu sprijinul Consiliului Județean Olt și a Direcției Silvice, peste 130 de elevi s-au mobilizat pentru această acțiune. Obiectivul a fost, în primul rând, pregătirea copiilor pentru examene, simulare, BAC și admitere la facultate. În acest context ne-am gândit să organizăm un concurs, prima ediție, și în afară de acest concurs să-i dăm și o latură practică. Vechii greci și părinții întemeitorii logicii considerau, printre care Platon, considera că nimeni nu este rău de bunăvoie, iar o viață care nu este închinată adevărului și binelui nu merită trăită. În acest context am zis că prioritar este pregătirea copilului, iar apoi transferul acestor cunoștințe către societate. Am dorit ca prin aceste acțiuni ale noastre să atragem atenția, să formăm o atitudine participativă, să sensibilizăm toți elevii și toți cetățenii orașului de schimbările climatice care afectează viața noastră a tuturor. Cred că astfel de acțiuni sunt binevenite. Noi, ca și instituție, suntem alături de sau suntem deschiși spre astfel de activități și asigurăm toate liceele și toate instituțiile educaționale din județ că suntem alături și vom răspunde cu prontitudine la toate ideile și propunerile pe care le au. Activitatea de plantare a fost prilejul perfect pentru elevi să învețe și să pună în practică tehnici de plantare corectă a puieților, sub atenta îndrumare a specialiștilor din cadrul Direcției Silvice. Activitatea de ieri marchează începutul unei săptămâni dedicate conștientizării importanței mediului și acțiunilor concrete pentru protejarea acestuia în cadrul colegiului. Mi s-a părut un gest foarte frumos. Chiar mi-a plăcut că am putut să ajutăm oamenii cu plantarea copacilor. Sunt activități pe care le fac de când eram mic. A fost pentru prima dată și chiar mi s-a părut foarte interesant pentru că am avut privilegiu să facem ceva pentru natură și toți ne-am simțit foarte bine făcând această activitate. A fost chiar foarte, foarte plăcut. O acțiune foarte bine gândită. Mi-a plăcut ideea de a planta pomi, deoarece felul acesta ajutăm natura și este un mod foarte bun și educativ în același timp pentru noi. Ce mesaj ai avea pentru ceilalți tineri care nu au participat la astfel de acțiuni? Aș dori să-i încurajez să urmeze exemplul nostru și în viitor ni se pot alătura pentru activități, deoarece n-au nimic de pierdut. Astăzi, în Amfiteatrul Colegiului Național Radu Greceanu a avut loc premierea celor mai harnici elevi care au reușit să planteze cei mai mulți copaci.